Pentru că am fost recent întrebat de, legat de Torin. Am văzut într-un comentariu la doamna Elena, m-a întrebat. Aveam foarte puțin timp și n-am răspuns, am vrut să postez aseară ceva cu Torin, dar nu am avut timp, am ajuns târziu, rău, tot. Și asta este o Torin, nu știu cum vine să-i zic Odin. Nu știu cum să procedez, dar se vede că am mai crescut părul, iar vitamine. Astăzi am fost la... Nu mi-am mai permis. Nu, n-am mai avut bani de mers cu mașina, cu băiatul ăla cu mașina. Și atunci am ales să merg pe jos, fără să-l duc și pe Torin. Vaccinul la fel l-am făcut fără să-l duc. Dar am mers și am cumpărat tratament pentru încă 2 săptămâni. Și ceva... Hepatoprotector. Așa. Și urmează la sfârșitul lunii, mi-a spus doamna doctor, să merg să îl vaccinez cu al treilea vaccin. Nu, asta se comportă el. E șef pe aici. Torin, ce faci? Ce faci, Torin? Măi, vrea lumea să vorbească cu tine, bă. Ha, bravo, bravo. El ceartă pe toată lumea care vine la apropierea mea. Fost Alexandra a plecat un pic la Brașov și am dormit-o doar o noapte singură aici. Și eu de când am fost urât la fel cu el. Bine, eram cu Biscu și cu el. Și am dormit în pat cu el și o adevărată plăcere. Și atunci parcă a prins aripi. Și Astrid. El cu Astrid ce ceartă. Așa, bun, hai să vedem. Ce mai avem aici? O avem pe Tera. Și perichii. Hai să-l urmărim un pic și perichii. Urmă, Ricky, ce face? O să vreau să merg pe 15. Aștept eu niște bănuți atunci și o să merg cu Ricky la un control. Pentru că uneori chițe, așa, nu știu. Ori plânge el după nu știu care-i treaba. Face exact cum a făcut data trecută. Se vaită așa ușor. Dar... nu pare să-l doare nimic, are așa niște momente. Odată e supărat, odată e fericit. Acum, uite, face așa. Data trecută... i-au dat o deparazitare. Ce, tată, ce? Ce? Nu, Torin, nu. Nu, Torin, nu. Ricky vrea să fie numai el. Nu. Așa-i trec lui zilele pe aici, se plimbă, se ceartă cu Torin, doarme într-o cutiuță a lui. Unde îi se fura așternut în fiecare seară de către Astrid, tot timpul trebuie să-l schimbăm. Uneori rezistă 2-3 zile. Da. Imit după deparazitare, văd că încă se mai scarpină. Care după deparazitare încă mai scarpină, Tera, Astrid, Brownie. Acolo-i fetița. Zucu. Gia. Ce faci, Gia? Ce faci, măi, Gia? Mai mergem la pădure? Mergem? Stai să bagă ăsta în buzună. Vreau să fiu iubit. Ai văzut, Jim, a fost o dronă. Era o insectă foarte mare și eu îi zic dronă.
Bă, și tot ce auziți aici este cauzat de Torin, tot scandalul ăsta. Ăștia mănâncă strugurii, asta e. Nu pot să mă cert cu ei. Îmi pare rău, îmi lipsește foarte mult telefonul cu care făceam live-uri. Pentru că din momentul în care eu filmez acum până ajunge clipul pe internet, poate să se dureze 3-4 ore. Și așa live era foarte, foarte ușor. Ricky pe zona.